match that to launch more operations. We have to remember a few weeks ago they did release a statement promising what they're calling Nusrat or victory operations. Acum a murit. Aia ce face? Dă numele. Da, și... Păi zic că ăștia își bat joc de el, îl dau pe la șobolan, pe la morga aia unde e mișună numai nenorociri. Eu să-l luăm acasă, domne. Toată lumea îmi dea de numere, că e mort, e mort. Păi ce dacă e mort? Atunci îl luăm frumos de sub soară, eu îi iau mâna pe după un număr, ăla îi ia mâna, Florin Ener, chema. Îi ia mâna pe după altul număr, coborâm frumos. Era un băiat care ne-a dusese cu mașina. Ne urcăm frumos în mașină. Cum să-l punem noi, că dacă vede poliția. Poliție, dacă era după 89. Află că îl punem pe banca din față lângă șofer, dar n-avea centuri ăla la mașină. Băi, zic, dacă ăsta pune frână, cade în geam. Dacă ia o curbă mai așa, să lipește, sau poate cade din mașină, să deschide ușa, ce era o Dacie bășinoasă. Și atunci băiatul ăsta care am fost, dacă o mai fi trăind, era nu, cred că era de-o seamă cu mine. Zice, stai puțin, că îl punem pe Nea Grigore frumos, așa cum a venit, că el venea umbla numai cu costum pe banca din fața, acolo lângă șofer, și eu îl țin așa, cu dragoste pe după piept. Bă, zic, mergi încet, îi zic la șofer, mergi încet, nu pune frâne, nu lua curbe bruște, că îl scăpăm pe tata și ne ia poliția pe toți, că l-am omorât noi pe aici, pe mașină, pe undeva ceva. Merge băiatul așa, încetișor, ca și cu bicicleta aproape, mai poate un pic mai rău. Ajungem frumos acasă, îl luăm iarăși unul deoparte, îl aducem acasă. Băiatul maică mea zice, ce face tactul? Păi uite-l! Păi și ce? Păi e mort! Cum? Că stăm, era în picioare, nu-i venea să-i creadă babii. Ochilor. Păi, nu vezi, le ținem noi.